Vă arăt un anunț de ultimă oră făcut de premierul Marcel Ciolacu, doamnelor și domnilor, după ce a anunțat public faptul că este șantajat în scandalul taxelor, că există oameni de afaceri care îl șantajează pentru a nu pune, pentru a nu pune foarte multe taxe pe acest domeniu al jocurilor de noroc. Haideți să vedem ce spune Marcel Ciolacu, declarație de ultimă oră. Legea aflată în Parlament, prin care scoatem toate păcănelele în afara localităților, va intra într-un regim de adoptare rapidă. Sunt convins că autoritățile statului vor face lumină cu privire la modul în care acești intermediari vor să prezențe politicieni pentru a lua decizii în favoarea acestei industrii. Este ceea ce spune Marcel Ciolacu, instituțiile statului vor face o cercetare. Haideți să vedem ce spune și Sorin Constantinescu, om de afaceri, supranumit regele păcănelelor, cel care spune că nu l-a șantajat în niciun moment pe Marcel Ciolacu. Vedem declarația făcută chiar aici la Decisiv. Nu există niciun fel de șantaj, niciun fel de dovadă de șantaj, pentru că dacă domnul premier avea vreo dovadă de șantaj, o dădea autorităților și nu mai eram acum cu dumneavoastră aici. Când te atacă cineva și nu înțelegi de ce, nu ai șantajat, n-ai încercat să intru pe interpuși, ai tot felul de, cum să zic, de supoziții. Mă, de ce, ce are omul ăsta cu mine? Că nu i-am făcut nimic, nu l-am șantajat, nu l-am atacat, nu i-am nimic. Poate vrea bani pentru capa directorală, poate aia, poate aia, poate mă gândesc și eu la o grămadă de chestii. Dânsul a fost foarte rezervat și a bătut numai aprobări și a zis doar un nume, Sorin. Poate e Sorin Grindeanu. În momentul când o să pronunțe Sorin Constantinescu, un secund al doi îl în judecată pentru că n-am șantajat niciodată, n-am încercat să intru pe interpuși. Este o afirmație calomnioasă. Eu sunt un om periculos acum pentru că am peste 1 milion de oameni care mă urmăresc în România. Tolemina, dacă există această acuzație de șantaj, pentru prima dată un premier european face acuzația public, spune că este șantajat, solicită instituțiilor statului să se autosesizeze, acum spune că instituțiile fac cercetări. Domnia sa, despre ce șantaj vorbește, adică ar fi trebuit să spună cu subiect și predicat, și de ce n-a făcut o plângere la parchet sau orice alt organ abilitat să cerceteze această acuzație? Dacă premierul României a ieșit public și a spus că a fost șantajat, este clar că e adevărat. Așa s-a întâmplat. Păi nu este orice cetățean al țării. Domnia sa reprezintă statul român. De ce n-a făcut demersul? Deja oficial. Nu putem să știm dacă le-a făcut sau nu le-a făcut, poate a depus o plângere, însă e panică mare în zona jocurilor de noroc vis-a-vis de măsurile pe care guvernul urmează să le ia vis-a-vis de aceste păcănele cu scoaterea lor.